Hristos a înviat și bună seara, stimați telespectatori! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Pe parcursul zilei de ieri, la Chișinău a fost făcut public datele unui sondaj de opinie realizat de către Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Această cercetare este intitulată Situația sociopolitică din Republica Moldova în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 în viziunea populației. Ori aceste aspecte ne-am propus să le discutăm în cadrul prezentii emisiuni. Salut prezența în studio a domnului Vitali Gamurar, purtător de cuvânt PDM. Bună seara și bine ați venit! Și a domnului Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Domnule Gamurar, vreau să vă întreb pentru început dacă sondajele de opinie, așa cum se vehiculează și în mediul academic, dar și în societate, până la urmă sunt niște radiografiere a societății, a modului în care gândim, a tendințelor pe care le înregistrează societatea și dacă de obicei dați credibilitate datelor oferite de tot felul de sondaje de opinie. Vă rog. Nu, în primul rând trebuie să spun că de fiecare dată luăm act de rezultatele acestor sondaje și evident că le luăm în serios, fiindcă practica demonstrează și sunt deja diferite companii care au o bogată, spun practică, iarăși repet cuvântul practică, în desfășurarea sondajelor și în principiu noi și analizăm, deci vorbim numai doar noi, deci societatea și experții analizează inclusiv și rezultatele sau cât sunt de aproape acele sondaje care sunt făcute. Pe parcursul cel puțin a 2 ani și jumătate de când sunt în funcție respectivă, am auzit de fiecare dată declarație că sondajele, să spunem, unul sau celălalt sondaj este făcut la indicația Partidului Democrat și inclusiv și acest sondaj am auzit din partea unor politicieni și experți diferiți că este făcut la inițiativa Partidului Democrat. Nu mă miră faptul, din simplu motiv, că noi am organizat acum 2 ani de zile, a fost un sondaj organizat de o companie americană cu renume, care și atunci mi-a fost straniu ca să aud lucrurile astea, fiind compania respectivă are un nume și are un prestigiu și nu încearcă să joace pe un câmp mic cum este Republica Moldova în interesul cuiva. Evident că luăm în considerație de fiecare dată ce faci, chiar și sondajele care erau înainte de campanie electorală sau înainte de campanie electorală și am văzut care au fost rezultatele. Sunt unele care sunt mai aproape, plus minus 0 sau 2-3%, sunt altele care sunt mai departe, însă de a nu lua în serios sondajele, fiindcă cei care le fac sunt specialiști în domeniu, sunt profesioniști. Da, eu mi-amintesc cuvintele primului președinte a Uniunii Sovietice, domnul Gorbaciov, care spunea că și el este sociolog și soția sa este sociolog și înțeleg foarte bine cum se fac sondajele sociologice. Probabil că în ultimii ani a Uniunii Sovietice sau atunci când se făcea la comandă sau primii ani se mai făcea altfel. Deci astăzi există o concurență între companiile respective și fiecare încearcă să prezinte un rezultat care ulterior să fie iarăși să aibă credibilitate în fața populației. Domnule Gamurar, eu vreau până a dezbate aspectul politic, haideți să ne oprim un pic asupra unei probleme care sau unei întrebări mai bine zis, care de fiecare dată se repetă. Care sunt lucrurile care vă îngrijorează cel mai mult? Concetățenii noștri invocă pe primele 3 poziții. Permisiunea dumneavoastră o să dau citire, sărăcia 32%, prețurile mari 23% și corupția 18%. Sunt probleme care, cel puțin, dacă nu de la independență încoace, un sfert de secol le tot discutăm și încercăm să luptăm cu ele. De ce totuși persistă în viziunea concetățenilor noștri? Este logic să existe anumite probleme care pe parcursul, dacă Republica Moldova este considerată că, haideți, eu nu vreau să spun cea mai săracă, dar una de cele mai săraci țări din Europa, deși nu de fiecare dată sunt de acord cu aceasta, fiindcă sunt mai multe criterii în contextul dat. Dar uitați-vă că ce s-a schimbat pe parcursul ultimilor 3 ani, iarăși mă refer aici la atunci când Partidul Democrat și-a asumat guvernarea. Problema corupției care era pe prim plan, de fiecare dată, în ultimul an, problema corupției, aici este pe locul 3. Dar înainte de campanie electorală, dacă nu greșesc, au fost câteva sondaje organizate de alte companii sau poate și de companii respective, care problema corupției s-a dus pe locul 4-5. Deci asta înseamnă că, într-adevăr, există anumite tendințe de reformare a sistemului, însă tot ce ține de, spunem, sărăcie este o problemă care nu poate dispărea din pur și simplu, fiindcă o țară care este, mai spunem, slab dezvoltată industrial, Republica Moldova nu își poate permite acele pachete sociale și social-economice pe care își poate permite Franța, Germania, Italia sau Spania, care sunt state industrial dezvoltate și care au și un buget destul de mare, însă tendințele sunt așa că noi vedem rezultate concrete și rezultatele concrete inclusiv și în contextul crizei politice, cum o numesc analiștii și experții de astăzi,
guvernul continuă să-și îndeplinească obligațiunile respective și rezultatele sunt palpabile. Chiar dacă uneori se încearcă de a spune că nu. Deci nu putem compara ce a fost acum 3 ani și ce este astăzi. Inclusiv și experții străini vorbesc despre aceasta. Deci va trebui o perioadă de timp care, dacă să conlucreze întreaga clasă politică a Republicii Moldova, indiferent este în opoziție sau este la guvernare, ca să diminueze factorul sărăciei și atunci, într-adevăr, problema în cauză va fi una care nu va dispărea cu totul, dar nu va fi cea mai primordială. Uitați-vă în Ucraina acum, când au avut loc înainte de, să spun, alegerile parlamentare, când întrebau pe oameni care e principala problemă. Dacă acum 3-4 ani era războiul, astăzi lumea ce vorbește? Spune că războiul e ca război, dar noi vorbim despre sărăcie, care este fiind o țară care se află într-o criză profundă și într-un război hibrid. Deci se confruntă cu numele respective. Republica Moldova, haideți spunem, nu este într-o stare de război, dar sistemul regional, să spunem, tot ce ține de regiune, influențează inclusiv și pe noi. Și atunci, da, diferențierea aceasta, încercarea de a diminua acele efecte, deci asta este obligația guvernării și dar obligația, eu spun, întregii clase politice. Da, domnule Lebedinski, se pare că sărăcia în Republica Moldova este la ea acasă, pentru că iată și răspunsul la această întrebare, raportat la lucrurile care ne îngrijorează, și mai târziu avem o întrebare care ne vorbește despre faptul că lipsește cu adevărat clasă din mijloc, avem oameni săraci și un segment mai mic avem oameni bogați sau foarte bogați, ne duce cu gândul că ceva nu funcționează în acest mecanism. Domnul Gamurari spunea că în orice societate există o serie de probleme. Cum vedeți dumneavoastră? Chiar problema corupției, sărăciei și așa mai departe. Vă rog. Problemele evident există. În orice care stat, eu nu știu care stat îl veți lua ca exemplu pentru că să arătați că acolo totul e ideal. Dar în Republica Moldova problema de bază este că anume această pătură mijlocie, ea a fost radiată și a fost radiată mai mult înspre săraci. Dați să vedem noi parcursul, bine, domnul Gamurari face referință doar la anul 2016, lui nu menționează că Partidul Democrat este la guvernare de fapt din anul 2009 și împreună cu colegii lor de coaliție. În această perioadă valuta națională a scăzut brusc. Importurile la noi în țară au crescut, exporturile au scăzut, producerea internă practic noi nu avem. Vorbiți cu oricare angajator, oricare antreprenor, el prima întrebare care să vă spun, eu nu am cadre calificate pe care să le angajez. Pentru că lucrând, bine, un tânăr specialist lucrând un an, doi, el imediat pleacă după hotare. Respectiv, sarcina de bază a statului ar fi să găsească aceste căi de promovare a produsului nostru. Doar în anul 2016-2017 au apărut primii reprezentanți economici pe lângă ambasadele noastre. Până anul 2016 nu era absolut. Și pentru mine era foarte straniu. Când am devenit membru Comisiei Relații Externe și Integrare Europeană, am depus această informație. Dați-mi, vă rog. N-au putut să ne motiveze. Doar ulterior, unele ambasade au acest. Și e bine, eu aș vrea să văd sigur care este efectul, care sunt acțiunile întreprinse pentru promovarea mediului nostru de afaceri, care sunt acțiunile pentru a atrage investițiile. Cu părere de rău, investițiile directe în Republica Moldova au scăzut cardinal. Noi trebuie să demonstrăm că, bine, se menționează precum că cetățenii nu mai atrag atenție la cea mai gravă problemă ca corupție. Dar noi trebuie să recunoaștem că instanțele de judecată nu sunt independente. Mediul de afaceri nu are încredere și respectiv niciun investitor nu vine încoace în Republică. Eu vorbesc cu multe, bine, am fost în multe deplasări, am încercat să discut cu mulți potențiali investitori și ei spun, la voi nu este o stabilitate, voi nu puteți să-mi garantați siguranța investițiilor mele. Ei dau exemplu multiple întreprinderi de la noi din țară, care au fost închise prin această perioadă, care directorilor cărilor au fost intentate dosare penale, care au abandonat business-ul în Republica Moldova și au trecut în alte state. Și în acele state ei sunt businessmen de succes. Eu am vorbit recent cu niște persoane care aici în Moldova au pornit afaceri, au abandonat tot, stă utilajul de câteva sute de mii de euro, pur și simplu a plecat în Cehia și acum are acolo afacere de câteva milioane. Acolo îi se permite să dezvolte afacerea.
cuprire de rău, ceea ce face la noi, la, bine, pe parcursul ultimilor ani, ceea ce a făcut guvernarea, a distrus. Ar fi foarte bine ca în contextul acestei crize politice să înțeleagă partenerii că doar noi suntem acei care mai avem încă idei cum am putea să ieșim din situație. Și de ce și atât Partidul Democrat cât și bine, foștii Partidul Liberal Democrat, multe idei le preluau din inițiativele noastre legislative care erau. Și chiar nu am nimic contra. Dumnezeu cu ei. Eu menționam de mai multe ori că fac interpelări în diferite instanțe, dar e bine că cineva din funcționari reacționează și văd necesitatea. Dacă ar merge mai până la urmă să continue acest lucru pe teritoriul întregii state, da, atunci ar fi. Cu părere de rău, da. S-a oprit la aceasta. Domnule Gămurar, suntem în secolul 21 și chiar înaintea campaniei electorale, chiar în acest studio, discutam despre faptul că alegerile sunt un exercițiu democratic necesar societăților democratice. Iată, concetățenii noștri, atunci când sunt întrebați dacă cred că alegerile în Republica Moldova sunt libere și corecte, 65-36 zic că nu. Ce ar trebui să citim printre rânduri? Eu de fiecare dată când citesc rezultatele sondajelor sau da. Inclusiv și discursurile, fiindcă am și eu destul de multe întruniri pe stradă, eu merg pe jos foarte mult și nu m-am ferit niciodată ca să intru în discuțiile respective. Una din situațiile care este foarte clară pentru mine, până în 2009 nu a existat sau parțial a existat abordată problema ce ține și de corupție, ce ține și de sărăcie. Deci pur și simplu era un fel de tăcere și lumea era lăsată ca să plece liniștit. Bun, liniștit era problematic să plece. Eu sunt de acord și că lumea pleacă și nu sunt cadre, dar problema care se confruntă și Belarus, Republica și Ucraina, țările care sunt parteneriatul estic, fiindcă dar asta este concurență și eu mă bucur că lumea are posibilitatea să plece, fiindcă atunci se creează condiții pentru concurență. În contextul în care după 2009 a apărut presă de opoziție, presă liberă, indiferent care este poziția unor sau altor față de diferite mass media, dar eu mă bucur că există mai multe situații și atunci mulți sau unele din mass media își construiesc mesajul doar pe critică. Critică care este foarte bună, trebuie să existe, fiindcă astfel funcționarii încearcă să reacționeze și înțeleg că ei sunt sub vizorul puterii a patra. În contextul în care cei care au fost deprinși să nu cunoască ce se întâmplă, își creează impresia că după 2009 a început o situație în care nu a existat anterior, că anterior alegerile erau perfecte și iată, doar după aceasta sunt sub nedemocratice. Noi am demonstrat de fiecare dată și am spus inclusiv și cu această campanie electorală. Am vorbit foarte clar că nu era nimeni mai interesat ca campania electorală să fie una deschisă și transparentă decât Partidul Democrat, fiindcă el și-a asumat guvernarea după 2016. Eu de ce își fac delimitare între 2009-2016 și 2016-2019, fiindcă până atunci era o coaliție și era în principiu, uneori era și un haos în anumite domenii și atunci nu pot să spui că, să spun, înțeleg că fiecare partid își asume această responsabilitate. Însă ce a fost făcut după și în campania respectivă și inclusiv și alegerile parlamentare care au fost cu invitarea deschisă a experți sau a observatorilor din străinătate și care au spus că în principiu au fost organizate liber și transparente, deci acesta este criteriul de bază. Criteriul care trebuie adus la cunoștință populației și populația câte un pic când va simți, va fi palpabil acel element că alegerile sunt conform standardelor europene, conform standardelor care sunt stabilite de OSCE, ca exemplu. Atunci vor începe să creadă în lucrurile astea. Dar și aici trebuie un pic de timp, fiindcă nu poți într-o noapte să schimbi, fix așa cum deseori spun că guvernarea care nu are posibilitatea în 4 ani să producă reforme, ea este lovită de efectul că poate celălalt următorul care câștigă alegerile să aibă beneficii din acest lucru. Fiindcă în 2 ani de zile sau la al doilea an de guvernare și să asumi responsabilitatea de unei reforme profunde, este un risc. Partidul Democrat și-a asumat aceasta și noi vedem deja care sunt rezultatele, însă efectele de regulă sunt peste câțiva ani. Inclusiv și aici. Efectele atunci când lumea va începe să creadă și este și o regulă de democrație care să accepți posibilitatea că în urma fiecărui partid care a intrat în Parlament stă un grup de oameni și fiecare are dreptul să se expună și fiecare are dreptul la anumite condiții și l-a numit să fie auzit, inclusiv da, partidul respectiv. Da, dar probabil acești oameni care și-au expus viziunea, au existat premize reale ca să ajungă la această poziție? Atunci când se fac sondajele sociologice și atunci când lumea răspunde la întrebări,
Foarte des sunt răspunsuri emotive. Eu nu spun că este bine sau este rău. Da, da, avem o marjă de eroare de 3% da, acceptată de către mediul. Dar credeți-mă că atunci când au loc și câte au avut loc mese rotunde, câte au avut loc conferințe, seminare și discuții, inclusiv cu invitarea societății civile și atunci când se spune că au fost fraudate, bun, se spunea că din start vor fi fraudate alegerile și după aia și când întrebam, dați-mi, mă rog, un argument sau o probă. Deci foarte des sunt elemente declarative și aici responsabilitatea morală este și asupra clasei politice care trebuie să fie responsabilă. Uitați-vă, haideți să facem o paralelă. Brexit-ul. Și cei care au vorbit și au finanțat foarte mult campania de ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană, ce spun acum? Ei spun că acesta a fost un eșec, noi recunoaștem că noi am influențat lucrurile astea, însă noi nu ne asumăm responsabilitatea. Nu, dragilor, responsabilitatea și-o asumă fiecare care în urma discursului său sau lucrului său produce efecte în societate. Și în cazul dat, fix așa, cei care vorbesc despre fraudare non-stop trebuie să vină cu anumite probe și cu comentarii concrete ca societatea să înțeleagă că, într-adevăr, trebuie să ne învățăm să trăim după niște reguli foarte clare că în lipsa unor argumente sau probe, deci dialogul este cel care stabilește regulile de aur. Domnule Bedenski, eu vreau să vă întreb, sunteți în cei 65% din concetățeni care ziceți că alegerile nu au fost libere și corecte? Bine, eu o să încerc un pic altfel să schimb accentele. De fapt, cetățeanul percepe că alegerile nu au fost libere din simplu considerent. A fost implicat aparatul administrativ. Cetățenii, pe parcursul anului 2018, toți așteptau că alegerile totuși vor avea loc în luna noiembrie, când urma să aibă ele loc. Bine, reieșind de faptul că în precedentul Parlament, Partidul Democrat deținea majoritatea, ei au reușit să amâne la maximum posibil pe data 24 februarie, când pe data 23 majoritatea bărbaților din Republica Moldova, care și-au făcut serviciu militar, sărbătoresc această sărbătoare. S-a încercat în această perioadă unele bine, aceste cadouri de anul nou care au fost făcute, precum că aceste proiecte cu drumuri bune, dacă le aduceți în minte, dacă mergeți să cumpere aceste drumuri, o să vedeți care e starea lor. Majoritatea din ele, cu părere de rău, au fost banii vărsați pe apă sâmbetei. De ce? Dacă să luăm sub acest aspect, într-adevăr, există un component al falsificării alegerilor. De fapt, ele, dacă să luăm ca idee, ca concept, falsificarea are loc nemijlocit în ziua alegerilor. Dar ca produs, ca implicarea aparatului administrativ, evident că partidul de guvernare a avut un suport suplimentar. Respectiv, nemijlocit în ziua alegerilor, există și oriunde n-ar fi, există careva funcționari, există careva persoane care încearcă să falsifice. Dar tot depinde de acei participanți în procesul electoral, de observatori, reprezentanți, membrii comisiei care sunt delegați de către partidele politice, pentru că ei să-și facă misiunea. Și dacă noi reușim să pregătim o societate care să aibă grijă să-și vadă viitorul, atunci el va fi. Eu, ca exemplu, am fost responsabil de 4 circumscripții în municipiul Chișinău. Eu mari abateri nu am văzut. Da, există careva mărățuși care noi am reușit, am depus contestații. Evident, ele, aceste abateri nu au schimbat radical rezultatul alegerilor. De aceea și rezultatele au fost validate. Păi chiar domnii care prezentau aceste date vorbeau de anumite buletine de vot pierdute. Dacă mă înșel memoria, era vorba de 4.000. Bine, sau nu. Erau vorba de... Bine, vă dau exemplu. La o circumscripție nu s-ajungeau 100 de buletine de vot în limba rusă și au fost găsite în alt grămadă, la alt secție de votare. S-a făcut actul, au fost trecute. Bine, erau astfel de situații, posibil, pe teritoriul Republicii Moldova nu vă pot spune, dar unde eram responsabil? Eu era vorba de vreo 200-300 de buletine de vot care era necoincidență între acea informație care a fost prezentată de către Comisia Electorală Centrală și respectiv tipografie, când au fost reprezentate preturilor și respectiv când birourile electorale au socotit toate buletinele, nu le ajungeau aceste buletine. Dar au fost întocmite acte, s-a văzut numărul de buletin de la până la unde este și respectiv noi în orice caz n-am stabilit ca să apară astfel de buletine în circumscripții respective.
Dar răspund, erau anumite momente când cineva încerca să-l convingă să facă, dar cu toate modificările în legislație, iarăși, de ce a fost de cetățeni este ridicată această întrebare? Pentru că a fost anulat ziua tăcerii, pentru că s-a permis agitația până și aproape în secții de votare, în ziua alegerilor. Adică și cetățeanul aceasta o percepe ca, uite, ca ceva anormal, pentru că el 27 de ani, el era învățat că la secții de votare el vine ca la sărbătoare, de aici vine și cineva îi explică lui și în ziua alegerilor. Pentru asta, de ce cetățeanul percepe ca încălcare? Dar, de fapt, este în limita normelor legii, care noi, cu păreri de rău, Nu toți cetățenii, și inclusiv și eu, nu întotdeauna sunt de acord cu ceea ce a fost modificat de către fosta guvernare. Da, domnule Gămurar, cred că veți aici face o mică paranteză în legătură cu buletinile care au dispărut, cel puțin așa se vehicula. Eu cred că elemente de acest gen, ele sunt prezente în oricare stat, în oricare scrutin, și contează ca problema să fie, să spunem, lacuna respectivă să fie lichidată, pentru așa cum se lucrează comisiile respective care de circumscripție și ulterior Comisia Electorală Centrală, ca să expună. Și pentru mine contează foarte mult care a fost răspunsul observatorilor, și apropo, observatorii nu doar din Uniunea Europeană, au fost observatori din cadrul CSI care au spus foarte clar că alegerile au fost corecte. Uitați-vă că Partidul Democrat, cel care n-a luat niciun mandat pe municipiul Chișinău. Și noi am spus că da, este regula de joc, este așa, și noi acceptăm lucrurile care sunt. Apropo, ceea ce s-a vorbit foarte mult despre campania respectivă și sistemul care a existat, eu am avut ocazia să vorbesc mai mulți... Domnule Gămurar, eu să vă rog să vă păstrați gândul. În legătură telefonică cu noi este Nicolae Budeanu, sociolog, Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Bună seara, mult stimate domn! Bună seara! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre sondajul de opinie pe care l-ați făcut public pe parcursul zilei de ieri, și cu invitații noștri din studio, Adrian Lebedinsk și Vitali Gămurar, încercam să aflăm mai multe aspecte. Vreau, în primul rând, să deschidem un pic paranteza asupra unor întrebări. Ne-ar interesa, atunci când concetățenii noștri au răspuns la întrebarea dacă cred că alegerile în Republica Moldova sunt libere și corecte, 65,6% au spus că nu. Știu că paralel au fost chestionați și experții. Poziția oarecum coincide. Vă rog. Este o opinie a electoratului care percepe orice încălcare sau percepere de încălcare, se pare că nu este liberă și corect. Și inclusiv de promovare în mass media, participare, adică e un fapt divers, adică sunt mai multe nuanțe care se privite. În același timp, atât experții cât și populația nu zice că alegerile sunt nelegitime. Da. Spuneți-mi, vă rog, la capitolul pasivitate politică. Iată la întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare. Dumneavoastră ați merge la votare? Da, sunt sigur că m-aș prezenta. E vorba de 48,7%. Ceilalți îi putem cataloga ca o societate mai mult sau mai puțin amorfă, neinteresată de politic? Noi, în analiza noastră, noi deseori spunem că, de fapt, în cadrul alegerilor noastre, de obicei, procentul este mult mai mare decât chiar datele oficiale de participare, din simplu motiv că populația noastră nu este pe loc. Și listele sunt făcute în cadrul populației prezente ca domiciliu. Adică, respectiv, acest procent de 49% este ceva mai mare ca dorință, dar în același timp este o anumită dezirabilitate socială în care tu vrei să prezinți că ar trebui să participi la alegeri. Și un alt factor este că totuși există un procent mare, destul de mare, care nu este interesată de situația politică. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră deja aveți o istorie, aveți un nume în ceea ce se numește elaborarea sondajelor de opinie. Iată, dacă e să revenim la primele întrebări pe care le-ați făcut public, care sunt lucrurile care vă îngrijorează cel mai mult? E vorba de sărăcie, prețurile mari și corupția. Aceste probleme persistă în timp?
Dacă e să facem o incursiune sub aspect istoric. Aceste probleme persistă în timp sau sunt alte probleme care au mai evoluat, însă în linii mari acestea sunt problemele întotdeauna în top 5, în top 10 probleme care le percep populația. Spuneți-mi, vă rog, ca să încheiem această legătură telefonică, când vorbim despre gradul de credibilitate sau gradul de încredere, vorbim despre biserică 63% și după aceea cu 51% este vorba de președintele țării. Biserica, din câte cunosc eu întotdeauna, s-a clasat pe locul întâi la capitolul încredere în rândul populației. Celelalte instituții ale statului, oarecum clasamentul s-a schimbat în timp? Da, s-a schimbat acest clasament, dar ar fi atras atenția că însăși încrederea în biserică a scăzut destul de substanțial în timp în ultimii 10 ani. Adică nu este un nivel de neîncredere deja și la așa factori virtuali ca armată, biserică. Iar în ce privește funcția de președinte, deseori e determinată de persoana președintelui care se prezintă și cât prezintă eu un anumit bloc electoral. Da, aici o mică paranteză și punem punct. Spuneți-mi, vă rog, deseori, indiferent de cei care organizează aceste sondaje de opinie, sunt criticați că ar fi elaborat la comanda cuiva sau ar fi fost influențate. Metodologia de realizare a acestui sondaj o găsim publică? Ne putem convinge despre credibilitatea datelor? Da, când se face un anumit sondaj, noi ne registrăm. Da. Anunțăm că facem acest sondaj. Sunt anchetele de teren care în funcție de la solicitare, nu la o solicitare publică, fiindcă din punct de vedere logistic nu pot să realiza acest lucru. Dar dacă vor autoritățile, pot verifica toate. Marja de eroare este plus minus 3%, da? Da, 3%, da. Eu vă mulțumesc pentru punctul de vedere pe care le-ați exprimat și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă așteptăm și în studioul Reflector Analitic. Domnule Gămurare, domnule Bedinski, revenim la discuție. Eu vreau un pic să vorbim, iată, despre această pasivitate politică și vreau să vă continuați și gândul, domnul Gămurare, pe care îl enunțați un pic mai devreme. Vă rog. Doar în continuare, o singură frază referitor la sistemul respectiv, care a fost sistemul mix care a fost aplicat. S-a văzut foarte clar și eu din discursurile care le-am avut cu mai mulți oameni, care au spus că în sfârșit noi vedem că politicul se apropie mai tare de om. Fiindcă, în special cei care erau pentru circumscripții, care candidau. Este unul și doi, au apărut mai mulți oameni noi care vor să vină în politică. Eu nu pot să numesc din start politicieni, dar cei care vor să vină în politică, ceea ce este foarte bine, fiindcă este o concurență. Și practica internațională demonstrează că dacă nu se încearcă de a face concurență, de a crea, spunem, cei care sunt la guvernare se creează această concurență, atunci ei sunt cei care primii pot să dispară. Și uitați-vă asta, practica Franței cu Republica în Marș și Macron când a venit la conducere, uitați-vă asta, este și președintele Statelor Unite ale Americii și multe alte. Deci lucruri care trebuie să pună pe gânduri. Momentul 2, ce ține de pasivitatea și participarea. Eu aș fi vrut foarte mult să fac o comparație cu țările industrial dezvoltate. Eu nu-mi place cuvântul civilizație, fiindcă este un pic, nu este chiar corect. La țările industrial dezvoltate, unde numărul, să spun, procentajul populației care este interesată de alegere este destul de mic. Ajunge la 50 cu greu, iar cele, iată, ne așteptăm la europarlamentare, deseori nu depășesc 25-30%. Inclusiv astea sunt țările care cu tradiții. Astea sunt momentele și este o frază, că cu cât mai puțin cetățeanul simplu se interesează de politică, înseamnă că atât mai bine el trăiește și pe dosul nu interesează ce face cel de sus. Nu aș trebui să ne alarmeze. Eu ce am spus din start, eu aș fi vrut să fac comparația să fie asta cu Republica Moldova. Cu regret, nu este așa. Republica Moldova nu este așa și aici pasivitatea care a observat anterior și cred că sper că deja să nu mai există această pasivitate, ea era legată și de faptul că undeva era creată subconștient ideea că de noi nu depinde nimic. Că există partidele politice care fac jocul său și noi doar suntem niște factori care venim minori. Da, și bifăm și după aia se hotărăsc altele. Iată că campania electorală care a avut loc, chiar dacă a fost una murdară, una dură, dar bun, învățăm democrație.
Dar acele muncă care au depus-o cei care au fost în circumscripție, și eu mă refer la toate partidele politice, nu fac referință la cei din Partidul Democrat, a fost o muncă asiduă și asta îi demonstrează într-adevăr și a câștigat cel care a putut să convingă. Deci să dea domnul ca ulterior acei care au trecut în Parlament și inclusiv cei care au circumscripție să poată demonstra că ei într-adevăr au meritat, să poată demonstra electoratului său că ei au meritat lucrul respectiv, fiindcă dacă nu vor fi taxați ulterior. Eu am spus-o de fiecare dată că lucrul ăsta este pozitiv prin faptul că dă posibilitatea ca în Republica Moldova, așa ca în alte țări industrial dezvoltate, cu democrație, să existe o clasă care, spune, de la tineret, care să înțeleagă că el vine în politică ca un fel de job. Deci el nu vine, nu cel care l-a chemat, fiindcă el este un specialist și spui cu numele tău va trece, dar cel care lucrează și el înțelege foarte bine că el se dedică. Politica este serviciul lui pe toată viața. Și atunci există o concurență reală, concurență care înțelege într-adevăr că politicianul, în cazul dat, sau deputatul, este în serviciul cetățeanului. Și nu invers atunci când politicianul se consideră mai presus. Eu vorbesc politician inclusiv și funcționare, fiindcă depinde de politicieni atunci cum gestionează guvernul, cum gestionează funcționarii, respectiv, fiindcă cetățeanul de rând nu vine în Parlament în fiecare zi, și atunci când vorbește de corupție, el nu vorbește de guvern, de Parlament. El vine la primărie, el vine la instituții concrete și acolo se ciucnește de corupție. Și de aceea își spune că este corupție, nu are încredere. Iată lucrurile astea, dacă vă putem depăși, atunci putem spune că într-adevăr Moldova a învățat o lecție de democrație. Domnule Bedinski, cred că unul din cele mai sensibile aspecte din cadrul acestui sondaj de opinie rămâne a fi viitorul politic. Da? Concetățenii noștri, atunci când au fost întrebați cum văd ei viitorul politic al Republicii Moldova, și cu permisiunea dumneavoastră o să citez, acest sondaj arată că o alianță dintre PSRM și blocul politic acum ar opta 27%, pentru o coaliție PDM și blocul acum se pronunță 7,3% din respondenți, iar 15% doresc alegeri anticipate. Haideți să pornim de la faptul, chiar astăzi, dacă nu mă înșeală memoria, liderul Partidului Demnitate și Adevăr acuza într-un fel sau altul reprezentanții Partidului Socialiștilor că au ratat și cea de-a treia invitație a lor în legătură cu formarea unei majorități parlamentare. Haideți să pornim de aici, după aceea să vorbim despre alianțe și anticipate. Vă rog. Bine, nu pot să mai expun asupra poziției unor anumiți lideri, nu știi cu ce scop a făcut astfel de declarație. Evident, noi mai avem încă o lună de zile în care pot fi găsit acest numitor comun cu acum. Eu sper totuși le ajunge maturitate politică pentru ca să perceapă că altă soluție nu există. Bine, alegerile anticipate pot schimba puțin numărul deputaților în următorul parlament, dar esențial o să rămână oricum trei forțe politice care o să trebuiască să găsim numitor comun. Pentru noi este mult mai bine, vedeți ce spun sondajele. Trei partide ar accede și în Parlament și dacă ar fi anticipate. Asta și spunem. Și bine, oricum noi o să tindem să luăm majoritatea și o să facem tot posibil pentru ca să luăm această majoritate. Din unele calcule noastre ar putea fi, dacă se aranjează tot cum ne trebuiește nou. Dar realitatea e asta. Accede trei partide care o să trebuiască să discute mai departe. Și de aceea să ardem toate podurile până încă nu a expirat momentul în care poate fi dizolvat Parlamentul, chiar consider o greșeală. Eu aș merge în locul liderilor partidelor să meargă la discuții, la concret, la negocieri până la urmă, să vedem care va fi platforma, care proiecte de lege pot fi examinate în general pe parcursul următorilor 4 ani de zile, pentru că pur și simplu să faci o declarație e una, dar să încerci să promovezi un proiect de lege în Parlament, bine, eu când am venit în Parlament în 2015, tot credeam fix așa ca și ei. Uite, am înregistrat proiectul de lege, înseamnă că ei trebuie să-l adopte. Le place, nu le place, nu îmi pare că proiectul e bun. Înseamnă că trebuie să fie. Nu. Da. Eu am reușit, am reușit să promovez doar acele proiecte de lege care am fost insistent și care am găsit acea metodă de a-i convinge pe oponenții noștri politici ca ele, aceste legi să fie adoptate. Deci ar trebui și acum, dacă vor să promoveze careva proiecte a lor, ei ar trebui să găsească acel numitor comun pe
pe oricare virguliță cum trebuie să fie scrise, în așa fel ca oricare proiect să fie promovat. Da. Domnule Bedenschi, eu vreau să vă întreb, ca să avem confirmare sau infirmare din surse credibile, negocierile se dovedesc a fi atât de nevoioase pentru că cei de la acum merg pe ideea insistentă de a obține funcția de speaker și de prim-ministru? Sau nu? Nu este așa. Întrebarea în ce e că ei nu știu ce vor. Asta știți cum ar fi, a venit un copil la terenul de joacă, eu toți jucării la mine, voi toți stați și vă uitați la mine. Stați un pic, oameni buni, noi reprezentăm 35% din populația Republicii Moldova, noi avem 17 circumscripții uninominale, unde deputații noștri au anumite obligațiuni față de cetățenii care i-au ales și cum își închipui, pentru ce au fost aleși acești deputați și cum vor merge în eventuale, bine, să presupunem peste 4 ani de zile. Ce să facă acel deputat în teritoriu? Când el 4 ani de zile stă și ascultă cum cineva să-i dicteze? Păi nu. Da. Pentru asta și suntem deputați ca să putem promova și interesele cetățenilor care ne-au ales pe noi. Și dacă blocul acum nu poate să perceapă această noțiune, o fi nevoit să mergem la anticipate. Cu atât mai mult cetățenii asta ne-o cer. Da. Domnule Gămurar, există 3-4 scenarii posibile, da, în acest joc politic. Unul, ziceam, este alianța dintre PSRM și acum. Doi, iată și în cadrul sondajului, alianța dintre acum și PDM. Nu știu în ce măsură ar fi ea realizabilă. Avem, iată, ideea și cu guvernul tehnocrat, avem și cu alegerile anticipate. Eu vreau să pornim de la faptul, în cazul în care prinde contur, nu știu, primul scenariu, PSRM acum, care s-a tot discutat, PD-ul trece în opoziție? Eu n-aș vrut să comentez posibile scenarii care vor fi, din simplu motiv că eu nu sunt și n-am fost membru al căror echipe de negocieri. Eu sper totuși că liderii politici dau dovadă de maturitate politică, ce vorbesc de liderii cei care sunt, au acces în Parlament, ca să poată discuta, fiindcă iarăși responsabilitatea care stă pe fiecare din cei care au intrat în Parlament este foarte mare, fiindcă în spatele fiecărui, am mai spus, în fiecare partid care a intrat în Parlament, stă un grup de cetățeni Republicii Moldova care fiecare are aceleași drepturi și obligațiuni și fiecare are dreptul să fie auzit în Parlament. Deci maturitatea politică presupune, asta este demonstrația practica statelor occidentale, maturitatea politică presupune de a trece peste ego-ul propriu și de a începe negocierile, fiindcă, asta spun, în spatele fiecărui este un număr oarecare de cetățeni. Noi înțelegem foarte bine că, și uitați-vă că Partidul Democrat sau guvernul de astăzi, în continuare, dacă mulți așteptau că nu va face nimic, să stea în stand-by ca să aștepte ce va fi mai ulterior, nu, proiectele merg mai departe, însă oarecare un haos de acest care poate fi creat, deci el duce la stoparea anumitor proiecte, stoparea anumitor reforme. A vorbit colegul foarte bine despre investițiile care vin. Deci dacă și așa cu greu sunt atrase investițiile, trebuie să convingi, atunci într-o condiție de haos care poate fi creată în Republica Moldova, investitorii nu vor veni. Deci toate lucrurile astea, eu de fiecare dată spun că politicienii care au clasa politică matură în statele occidentale, ei niciodată nu-și dau posibilitatea în campanie electorală sau înainte de campanie electorală sau chiar și după să facă declarații cum că nu merg cu nimeni sau cum că este așa sau cum că este așa, din simplu motiv că înțeleg că politica este teoria posibilității negocierilor și ajungerii și a compromisului. Deci asta este important, fiindcă altfel noi dezbinăm societatea care așa este dezbinată. Noi avem nevoie și aici un rol foarte important este pe clasa politică și liderii politici care au intrat în Parlament, dar și nu doar liderii, fiindcă și ceilalți deputați au aceleași obligațiuni, este de a găsi numitor comun și chiar dacă cineva rămâne în opoziție sau cineva rămâne la guvernare, deci ca să fie foarte clar că nu este umilit cel care este în opoziție sau cel care este în guvernare, nu este o răzbunare pur și simplu. Asta este lecția democrației pe care Republica Moldova trebuie să o învețe și dacă o învăța, atunci noi vom avea încredere și vom fi credibili inclusiv și față de partenerii noștri externi, dar în primul în față de cetățenii noștri și cetățeanul va începe să creadă în politicieni și nu vor fi partidele politice pe cel mai jos nivel de încredere în societate, nu doar în Republica Moldova. Apropo, România a fost și biserica tot a scăzut destul de mult. Dar asta este... După sondaje, da. A scăzut foarte mult. Deci asta este lucru care trebuie să-l înțeleagă, fiindcă eu aș fi vrut foarte mult ca
lucrurile care sunt acea obligație care și-au asumat-o politicienii, s-o poate duce până la urmă și se poate demonstra că politica nu este, să spunem, nu politica este murdară. Uneori oamenii care vin în politică o fac să fie murdară, pentru că ea există și în afara politicilor și în afara politicienilor, societatea nu poate funcționa. Chiar dacă unii nu au încredere în ei, nu există o simpatie față de ei, dar asta este realitatea, fiindcă fiecare din deputați, și eu nu am fost în Parlament, nu am avut dorință niciodată, în principiu, dar iată colegul spune foarte bine și înțelege că asta nu este o pâine ușoară. Dulce. Da, și încă trebuie să ai, bun, promisiunile care le-ai făcut, ulterior trebuie să găsești motive ca să le explici. Deci mie e mai simplu în domeniul meu, atunci când merg ca expert, să explic, fiindcă spun așa cum trebuie. Însă viața este cu mult mai grea și mult mai dură. Iar Republica Moldova, în contextul în care am văzut că pe primul loc este problema sărăciei, pe al doilea loc prețurile, iar tot face din categoria sărăciei, fiindcă dacă nu ar fi fost sărăcie, atunci prețurile nu ar interesa pe nimeni. Există o interdependență. Sigur că da. Iată lucrurile astea sunt, astea contează. Și eu aș vrut ca toți cei care, și toată clasa politică, să înțeleagă că există niște limite la exprimări și ca să dea posibilitatea pentru o bună ziua, pentru ziua de mâine, ca să poată negocia inclusiv în beneficiul Republicii Moldova și în primul rând a cetățeanul Republicii Moldova, indiferent pentru care partid el a votat. Da. Domnule Bedinski, timpul trece, însă nu putem ajunge la un numitor comun sau cel puțin indicii nu se schimbă prea mult. UE sau Uniunea Euroasiatică? Concetățenii noștri 37,5 zic UE, Uniunea Euroasiatică 39,1. Despre ce ne vorbește faptul? Că oamenii sunt încă indeciși? Vorbește despre faptul că parcursul ultimilor 10 ani de zile, ideea integrării în Uniunea Europeană tot e într-o permanentă scădere. Și cetățenii înțeleg acest lucru, că cu părere de rău, da, este un conglomerat de state care există problemele sale, dar nu este o soluție ideală pentru Republica Moldova. Noi trebuie să avem o politică, suntem un stat prea mic, de aceea ar trebui să avem o politică echilibrată externă. Noi trebuie să avem relații bune și cu Uniunea Europeană, și cu Uniunea Euroasiatică. Eu, în general, prefer noțiunea de punte între aceste două mari structuri, ca Republica Moldova, atât de micuță cât ea este, să poată să beneficieze de plusurile care le are în relațiile sale cu Uniunea Europeană, cu Uniunea Euroasiatică și în această cetățenii să beneficieze. Scopul statului nu să fim absorbiți de cineva, dar să fim atât de înțelepți încât să putem manevra între aceste două puteri mari și cetățenii pe teritoriul Republicii Moldova să revină și să poată trăi. Că s-a menționat astăzi precum că pleacă cetățenii și este bine că pleacă pentru că există concurență. Eu vreau să spun că aceasta este foarte periculos. Noi avem anul trecut prima experiență când au fost aduși gastarbeiteri din străinătate pentru a lucrări sezonieri la noi, în agricultură, și pentru anul acesta sunt programați și mai mulți. Anul trecut erau 50, după câte eu țin minte, anul acesta de acum sunt 200, doar un antreprenor e gata să ducă din Uzbekistan 200 de persoane care să lucreze sezonier aici la noi, Republica Moldova. Dacă merge mai departe cu așa timpuri, atunci cu părere de rău, migrația are loc. Eu când m-am referit la faptul că este bine că cetățenii au posibilitatea să plece, nu am avut în vedere că este bine că Republica Moldova rămâne fără cetățeni. Eu am avut în vedere că se creează concurență atunci când autoritățile și guvernarea este obligată, asta este concurență, este obligată să creeze locuri de muncă, să modifice ceva ca să fie atractivă, inclusiv pentru faptul ca să reatragă proprii cetățeni care să vină cu banii câștigați. Așa a făcut Portugalia, așa a făcut Irlanda, așa a făcut Norvegia. Deci eu asta am avut în vedere, nu de faptul că nu mă bucur eu că pleacă lumea. Doamne ferește! Da, cred că mai avem vreo 3 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu am aceeași întrebare către ambii participanți. Iată, vorbeam despre sărăcie și mi-am notat aici o întrebare și legată de care este cea mai importantă sursă de informare. TV 48,3% și internet 29,2%. Televiziunea, media în general, este cea care formează opinia publică, este lucru arhicunoscut, însă eu vreau să ne oprim asupra poziției secunde. 29,2% internet și internetul l-aș plasa versus sărăcie. E credibilă această cifră? Cum ați vedea-o dumneavoastră, domnule Gămurari? În orice societate, deci atunci când apare posibilitatea de surse alternative, da, este un plus și evident că este foarte bine că
statul nu poate controla absolut tot ce ține de informații. Noi vedem că statele care încearcă să controleze, deci sunt state autoritare. În Republica Moldova, slavă Domnului, deci este liberă circulația informației și atunci cetățeanul poate lua informația de unde dorește. Evident că nu este 100% credibil tot ce scrie în internet, fiindcă sunt diferite poziții. Dar eu sunt iarăși cu aspectul concurenței. Deci creați, să spunem, guvernarea este obligată să facă ceva ca cei din internet să nu aibă probe, să nu aibă argumente să vorbească despre acest efect. Da. Domnule Bedinske, dumneavoastră, comportament, media, credibilitate? În campanie electorală, eu cred că acest procent ești legat de internet va crește, reșind de faptul că în Republica Moldova, practic, eu cred că 2/3 din cetățeni dispun de internet mobil, respectiv sunt mereu la legătură și aceste informații le percep. Iar ceea ce se reflectă la televiziune, nu întotdeauna și acestea corespund adevărului și, cu părere de rău, unele televiziuni îi dă un aspect mai mult a proprietarului acestei. De aceea, bine, există opinii diferite, cetățeanul are dreptul să-și aleagă acea poziție care o consideră mai corectă și, respectiv, dacă faci o alegere corectă, trăiește și altfel. Atâta timp cât noi credem cuvintelor, dar nu faptelor, atâta timp noi avem rezultatele. Pe această notă sunt obligat ca să punem punct ediției de astăzi. Domnul Lebedinske, domn Gămărar, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. În numele întregii echipe, vă doresc o seară bună.